Bună, dragilor, bine ați venit S-au revenit pe canalul meu de YouTube. Din păcate, după cum puteți observa, nu pot vorbi. De fapt, pot vorbi dar doar după ce filmez, pentru că am o problemă la telefon, după cum știți, căștile nu le-am găsit și pregăteam pentru voi acest vlog. Eram foarte curioasă dacă produsele sunt așa cum speram eu să fie. Și stați până la final să vedeți dacă, într-adevăr, sunt așa sau nu. Sunt foarte curioasă pentru că am comandat câteva chestiuțe, printre care și um, două perechi de încălțăminte, mai exact bocanci. Pentru că am o pereche pe negru, dar îmi doream și eu o nuanță deschisă. În poze cei drept o să vedeți, în poze păreau albi, dar din păcate sau nu neapărat din păcate pentru că îmi plac și așa. Au o nuanță de alb, dar așa spre crem. Hai să vedeți. Prima pereche pe care am probat uh, sunt acești bocanci care sunt doar puțin, puțin lăguți și nu foarte tare pentru că partea aceea, după cum puteți observa, sunt din material, din cârpă și sunt foarte comozi, sunt extraordinar de ușori și la un super preț, la 100, o să vedeți la finalul videoclipului. Acești bocanci la fel, îmi plac foarte mult, i-am și probat, i-am și purtat înainte. Mi-au plăcut foarte mult și la fel îmi place că sunt comozi și arată super chic, așa îmi place lânțicul ăla mult de tot și cu detaliul ăla interesant cu perluță. O să vi-l arăt puțin mai încolo, mai clar. Pe urmă, trecem la haine, partea mea preferată, acest compleu foarte drăguț, zebros, cum i-ar spune eu, care arată exact ca în poze și la fel e super comod, se așează foarte frumos pe mine. Abia aștept să-l port la ceva eveniment pentru că este clar un, un look mai puțin obișnuit și îmi place că este foarte tare în evidență adoră uh, culoarea roz și veți putea vedea până la final cât de mult iubesc culoarea roz. Bineînțeles, nu se putea și costumul de training pe care mi l-am luat cu această bluză de training pe care o ador pentru că este scurtă și foarte greu găsesc așa bluzițe de training scurte. Uitați cât de drăguțe sunt! Îmi place mult, mult, mult! Și pantaloni îmi plac, sunt foarte lărguți, nu prea port pantaloni strâmți uh, decât la blugi, dar la cu pantaloni de training, ador și îmi place mult de tot, nu mă așteptam să-mi plac atât de mult. Acest pulovăraș a vrut să-mi iau și pulovăraș pentru că vine iarna și trebuie. Și nu-mi place să port pulovere, dar ăsta e prea frumos. Uitați nimarele alea cât de drăguțe sunt. Și îmi place că este moale, pot să-l port în mai multe combinații, chiar și cu pantalonii ăștia. Mi-am luat și acest Lovăraș, dar nu mi-a plăcut atât de mult pentru că în poze arată mai bine, materialul nu prea mă dă pe spate, însă îl voi purta. Pantalonii ăștia ja, sunt clar preferații mei, mi se pare super sexy acel uh, detaliu și acum iarna cred că nu o să îi pot purta, dar uh, cred că la primăvara încolo acești pantaloni din nou, tot așa un detaliu sexy. Îmi place cum se, se așează pe mine și pantaloni ăștia. Clar îi voi, îi voi, purta la, la nu de suprafrate pentru că <laughs> acolo pot purta haine mai, mai sport, ca să spun așa. îmi place mult de tot cum se vede. Materialul nu e cine știe ce bluzița aceasta, iarăși mi-a plăcut mult de tot când am văzut-o în poze. Și uitați-vă puțin, uitați-vă, uitați-vă cât de drăguț! Sunt ca un ursuleț mic, mic, mic. Și atâta de pufoasă, nici nu știu, pot să o port afară, pot să o port și înăuntru, în casă, gen. Sunt foarte încântată de ea. Și maletuța asta îmi place, este simplă, nu are niciun fel de detaliu, dar asta mi-am dorit să nu aibă niciun fel de detaliu, pentru că dacă te duci la Zara, clar găsești cu ceva, ba cu nasturi, ba cu tot felul de detalii nasoale, așa că prefer una simplă pe care o pot accesoriza ulterior un colier sau știu eu și o pot purta cu multe sacouri, gecuțe. Puloverajul ăsta este preferatul meu, îl ador, îmi place mult de tot. Vai, vai, vai super, eram foarte încântată, aveam și muzică pe fundal și dansam, eram super fericită. Și asta ar putea să fie declarat ca fiind preferatul meu și abia aștept să-l port. Da, aici cântam, mă dedeam în stambă. Oh, doamne, ce bucurie! cine bune suntem noi femeile, cum ne bucurăm de lucruri atât de simple. Da, dă-i, dă, -i, dă -i, mișcă, mișcă-te, mișcă-te. Frumos și materialul. Și aici voiam să vă arăt câte hăinuțe roz mi-am luat. Îmi e foarte mult hainele roz în general și uh, de obicei când intru pe șien îmi selectez întâi hainele roz. Îmi pun la culoare și toate hainele roz care îmi plac le comand. Și o să vă arăt ulterior de ce o să mai comand. Materialele vi le arătam aici, să vedeți exact cum sunt. Asta e un pic cam cam subțirel, nu prea e de iarnă așa. Um, această maletuță îmi place, este călduroasă, zic eu. O să vedem clar atunci, la momentul respectiv. Ăia sunt subțirei, v-am spus că îi voi purta la primăvară. Um, și vă arătam că nu sunt chiar perfect, perfect ca și detalii, însă la încălțăminte, da sunt destul de perfecționiști și după cum puteți observa fiecare detaliu în parte se observă, este bine lucrat și aveți încredere comandați-vă încălțămintea de la ei pentru că nu o să regretați eu tot ce am luat, tot de la ei am portat cu drag și toată lumea m-a de unde le-ai luat, de unde le-ai luat această pereche de botine are detaliul ăsta la spate și poți strânge puțin mai mult pentru că v-am zis să mie mi-s puțin lărguți, dar nu e neapărat o problemă, încă mai pui o șosetă o... și sunt foarte mișto. Vă recomand din suflet, dacă vreți să vă luați încălțăminte, mai ales că este atât de accesibilă la preț. Și plus că eu am dat comandă pe... Nu mai țin minte. Oricum, ei ziceau că o să ajungă pe 1 noiembrie, dar mi-a ajuns mai devreme. Mi-a ajuns pe... 27-28 mi-a ajuns comanda și aici vă arătam exact care sunt prețurile puteți să vă uitați de aproape eu le-am luat la reducere plus că trebuia să plătesc în jur de 1100 de lei și am plătit 700 ceva de lei pentru că am avut un, un cupon de reducere pe care puteți să luați și voi o să vă arăt imediat secțiunea de cupoane prețurile sunt super accesibile față de România și sunt o grămadă de chestiuțe interesante dacă sunteți interesați de haine mai diferite decât în România, puteți să găsiți la ei. Deci și el se numește sau se scrie s h e i n Dar se citește, se și el. Vă spuneam despre asta că nu e chiar ca în poze. Ăștia, da, sunt ca poze, îmi plac. Și asta, Hanoracul ăsta e ca poze. Și maleta și puloverul, clar, și uh, sunt foarte faine că au mai multe culori. De exemplu, acest compleu se poate găsi și pe alte nuanțe, o grămadă de nuanțe. Puloverul acesta, eu mi le-aș cumpăra pe toate culorile, să fiu sinceră. Treningul ăsta, iarăși, bocancii și ei sunt ca în poze, chiar mai frumos decât în poze. Bocan și da, chiar exact, exact. Și aici vă arătam um, unde puteți, vedeți acolo, șapte cupoane, plus că dacă voi dați review-uri la produse, după ce vă ajung, puteți să câștigați puncte. Punctele înseamnă bani. Eu nu le fac reclamă sau ceva, dar pur și simplu pe mine mă impresionează astfel de site-uri și de aceea vin către voi. Astea sunt cupoanele care mie mi-au expirat verificat să văd. Vreau să-l folosesc pe acesta de 25% reducere. Și cam asta am fost eu. <laughs> Sper că v-a plăcut vlogul acesta. Eu sunt foarte încântată de haine. Mă bucur că am dat această comandă. Chiar aveam nevoie pentru că nu aș fi găsit în România astfel de produse și nici într-un caz la aceste prețuri. Eu vă iubesc, vă pupăcesc. Vreau să aveți o seară minunată, și ne vedem, zic eu, cât de curând cu un nou vlog cu produse terminate. Până atunci, aveți grijă de voi și Bibi vă iubește! PA!